Bună ziua, dragii noștri! Astăzi la ISCU TV am invitat pe domnul Bogdan Mănoiu, viitorul ambasador al României în Canada. Bine ați venit la noi în emisiune, domnule Bogdan Mănoiu. Ce mai faceți? În primul rând, mulțumiri pentru invitație. Mă bucur tare mult să vă revăd. Îi salut pe toți cei care ne urmăresc. Ce facem? Încercăm să venim în sprijinul românilor aflați în Canada, între altele, pe lângă celelalte îndatoriri care îmi revin în calitate de șef al acestei ambasade. Domnul Bogdan Mănoiu, pentru cei care nu sunt la curent, a mai fost în Canada ca diplomat. Dumnealui este diplomat de carieră. A îndeplinit, printre altele, funcții diplomatice, cum ar fi șef cu rang de ministru al Departamentului pentru Afaceri Europene al Guvernului României, consilier prezidențial pentru Afaceri Europene și, în perioada 2017-2018, secretar de stat pentru Afaceri Europene. Aici, în Canada, viitor ambasador. Îmi venea să vă spun de pe acum, domnule ambasador, dar vă las pe dumneavoastră să precizați puțin ce urmează în cariera dumneavoastră de diplomat. Este un pas, este o realizare pentru care vă felicităm. Și ce gânduri aveți aici pentru românii din Canada? Vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile bune. Într-adevăr, a fost declanșat inițiat procesul de numire a mea în calitate de ambasador în Canada. Este un proces cu oarecare durată. El a fost început la momentul pe care l-ați menționat prin semnarea de către președinte a propunerii. Sunt câteva etape de parcurs înainte de realizarea efectivă a numirii. Eu estimez că va fi efectivă această numire cândva în luna decembrie. Vă felicit încă o dată personal pentru această realizare. Nu a venit chiar așa dintr-o dată, ați muncit foarte mult, ați avut rezultate foarte bune peste tot pe unde ați mers, dar povestiți-ne cum a fost în Canada, nu sunteți pentru prima oară în Canada. Am fost trimis tot la ambasada de la Ottawa între 1996 și 2000. Conjunctura internațională pentru România era cu totul alta față de acest moment. Dacă vă aduceți aminte, în perioada aceea încă eram în desfășurarea demersurilor pentru aderarea României la structuri de cooperare internațională, cele mai importante, NATO și Uniunea Europeană, pentru noi. La acea vreme, acum suntem în altă structurare a relațiilor internaționale, iar România are un alt loc și un alt rol față de acel moment. Îmi aduc aminte că în acea perioadă abia se constituiau, să zic, germenii comunității românești din vestul Canadei, fie că vorbim de British Columbia, fie că vorbim de Alberta. Mă întrebați cu ce gând îmi încep sau reîncep sau continuați, mai bine zis. Continuă activitatea, da, mai bine zis. Acționăm sub imperativul prezentului. Activitatea este dominată de criza sanitară pe care o traversăm. În acest moment toată lumea acceptă că suntem în valul 2 de epidemie. Încerc cel puțin la nivelul ambasadei să creăm toate condițiile pentru a veni în sprijinul cetățenilor români. De la începutul lunii septembrie am reluat activitatea pe parte consulară prin oferirea întregii gamei de servicii, deci inclusiv pașapoarte. Pentru că amintiți de servicii și legătura cu
cu românii de aici și cu românii care vin în vizită, chiar în contextul pandemiei, cei care pot veni. Dați-mi voie să remarc că ați fost foarte, foarte activ dumneavoastră personal și personalul ambasadei, dar prin dumneavoastră ați fost un foarte bun comunicator, să spunem, în toată perioada aceasta. E o opinie personală pe care sper că o partajează și românii de aici din Canada. Ați comunicat foarte, foarte eficient, ne-ați ținut la curent cu informații. Situațiile s-au schimbat de la o zi la alta. Uneori sunt convins că sunau telefoanele acolo la dumneavoastră, la Ottawa, și mesajele pe mail, pe Facebook curgeau uneori foarte, foarte repede. Cum a fost perioada aceasta pentru dumneavoastră? Ați avut, presupun, și un personal nu prea numeros? A trebuit să munciți foarte mult, nu? Nu a fost o perioadă ușoară, asta este clar. În ceea ce privește personalul, da, aveți dreptate, puțin numeros. Vă dau un singur exemplu de situație cu care ne-am confruntat de la începutul pandemiei, de fapt, de la începutul aplicării restricțiilor la nivel federal sau provincial. Românii care doreau să meargă în țară se confruntau cu situația posibilă de a fi refuzați la îmbarcare. Și cele mai multe dintre aceste situații, evident că aveau loc la Montreal sau Toronto, centrele mari sau orașele cu aeroporturi mari. Știți foarte bine că de la începutul pandemiei în Canada au rămas să funcționeze în regim de călătorii externe numai 4 aeroporturi. Și 2 dintre ele sunt cele pe care le-am menționat, Toronto și Montreal. Ei bine, una dintre situațiile cu care ne-am confruntat zilnic aproape a fost legată de acest posibil refuz la îmbarcare. Și soluția care s-a găsit, soluția acceptată de companiile aeriene, a fost emiterea unor scrisori din partea consulatelor sau ambasadei, prin care să se certifice dreptul, capacitatea călătorului de a se deplasa, de a tranzita Europa în drum către România și, bineînțeles, de a intra în țară. Dacă îmi permiteți o paranteză, mă număr printre cei care am beneficiat direct de serviciile dumneavoastră, de sfaturile dumneavoastră și de cele ale domnului consul de la Toronto, spre care m-ați îndrumat. Da, și m-ați sfătuit foarte bine. Vă mulțumesc pentru ajutor. A fost vorba de un titlu de călătorie care pe vremea respectivă a prins foarte bine. Nu știu acum ce reglementări mai sunt și e bine ca telespectatorii noștri să nu ia informațiile pe care le dăm astăzi ca fiind valabile și peste o lună, peste două luni, pentru că, așa cum știm cu toții, mâine se pot schimba toate exigențele astea de intrare, ieșire, de voiaj. Autoritățile federale au prelungit regimul de restricții până la sfârșitul lunii noiembrie. Ca atare, intră în Canada numai categoriile exceptate. În cazul nostru se menține restricția cu privire la călătorii în scop turistic. Deci românii din țară care au o autorizație electronică de călătorie unic valabil nu pot intra în Canada numai pe baza acestui ITA. Există resurse pentru românii care merg, care voiajează în afara României, nu? Sau din Canada spre România, resurse de informare în caz de urgență, cum și pe cine pot contacta? Da. Există pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe de la București o secțiune care se numește Alerte de Călătorie. Are o dimensiune care se referă la statele membre, statele europene, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, și o secțiune care se referă la restul de țări, între care și Canada. La fiecare, în dreptul fiecărei țări, există
o sumă de informații utile care se referă, care acoperă întreaga plajă de interes. Există și o aplicație? Există și un site web, am înțeles, special dedicat pentru diaspora? Da, se numește diasporahub.ro și acolo se găsesc informații foarte utile pentru cei care au în vedere să călătorească și nu numai. Revenim puțin tel pentru a încheia. Pe acest site, la categoria țărilor extra Uniunea Europeană, între care și Canada, se găsesc toate aceste informații, începând cu, eu știu, condițiile de intrare în țara respectivă, condițiile de tranzitare, măsurile restrictive impuse pe plan local pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și așa mai departe. Inclusiv numere de telefon, care pot fi folosite de cetățenii români care s-ar putea regăsi într-o situație de dificultate. Comunitatea română este de aici, din Canada, cel puțin nu le cunosc pe celelalte, este una primitoare, activă. Din câte îmi aduc aminte, atunci când aveam voie să ne întâlnim, ambasada României de la Ottawa găzduia foarte multe întâlniri între românii din Canada, activități culturale, simpozioane. Din păcate, acum nu se poate, dar sperăm că veți continua să interacționați cu românii de aici. Da, 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 categoric. Asta este și intenția mea. Pe parcursul anului 2019, care a fost an întreg de activitate pentru mine, pentru că sosirea mea în 2018 s-a produs în ultima parte, în octombrie, am avut timp și am avut pe agenda organizarea și desfășurarea de evenimente cu participarea sau împreună cu reprezentanții comunităților românești. Aș menționa două, trei. Chiar dacă nu este o comunitate mare de români în Ottawa, sau hai să spunem în zona lărgită Ottawa-Gatineau, am avut câteva evenimente, de pildă Ziua României. Bine, în afară de Ziua României, asta este evident, și în 2018 și în 2019 am avut recepții cu românii. Însă, dincolo de acesta, poate și ce urmează să spun, poate este mai puțin cunoscut de către români, la Ottawa se organizează în fiecare an, mai puțin anul acesta, bineînțeles, din motive evidente, se organizează o cursă sportivă de canotaj și echipa formată de români a câștigat anul trecut mai multe trofee. Da, serios. Da, și nu este pentru prima oară. În fiecare an echipa românească este câștigătoare. Noutatea, sau hai să zic parțial noutatea, este că anul trecut ca membru în echipa câștigătoare a fost și un reprezentant al ambasadei, care a vâslit vârtos și a contribuit și el la această reușită. Nu numai atât. În zona Gatineau se organizează un festival al românilor. De obicei este în luna mai. Anul trecut am avut privilegiul de a participa. Ambasada este gazda unei excursii sau este partea unui program, partea programului unei excursii pe care organizează școala Junimea de la Mureală în fiecare an. Anul trecut am avut bucuria de a-i primi, anul acesta nu, pentru că iarăși revenim la starea de pandemie, da, care ne-a împiedicat. Și tot așa. Ne bucurăm că v-am văzut și la un concert anul trecut, la concertul, da, Phoenix, da, organizat de noi. Da, vă mulțumesc, da, exact, ne-a spus, da. Invitația a fost o mare, mare bucurie, într-adevăr. Și așteptăm cu nerăbdare să putem relua activitățile într-o oarecare normalitate, cel puțin la anul. Poate nu ca anul trecut, nu știm, vom vedea. Dar sperăm să ne revedem cât mai curând
și cu dumneavoastră și cu românii de peste tot din Canada, sănătoși și bucuroși. Și pentru că suntem la puțină distanță de un moment important, alegerile parlamentare din România, domnule ambasador, aș dori să discutăm foarte pe scurt, din păcate nu mai avem timp foarte mult la dispoziție. Vom avea cabine de vot aici în Canada. Dacă alegerile ar fi astăzi, mâine, săptămâna viitoare, cine știe, să mai pot schimba lucrurile, sperăm să nu se schimbe în rău. Da, foarte pe scurt și e bine că discutăm acest subiect. Lucrurile vor sta în felul următor. Știți foarte bine că am parcurs etapa de înscriere la votul prin corespondență. Cei care s-au înscris sunt înscriși, sunt bine înscriși, procedura va avea loc, vor primi plicul cu buletinul de vot și vor urma procedura așa cum este stabilită de lege. Votul va fi înregistrat fie în țară, fie la un oficiu de carieră, ambasadă sau consulatele generale. Pentru cei care au optat să optează să voteze fizic, vom organiza secții de votare exact ca și până acum. Singura restricție sau singura condiție de care trebuie să ținem cont este cea stabilită de autoritățile provinciale. Competența este provincială în măsura în care autoritățile provinciale ne permit organizarea secțiilor de votare, acestea vor fi organizate. Și vor fi organizate exact ca și până acum, la ambasadă, la Consulatul General de la Montreal, Consulatul General de la Toronto și Consulatul General de la Vancouver, iar în sarcina ambasadei este și organizarea secțiilor de votare de la consulatele onorifice, respectiv Calgary, Dieppe și Quebec City. Am solicitat aprobarea autorităților federale pentru înființarea acestor secții de votare. Aprobarea vine de la federal în această privință. Și pentru a face legătura cu ce spuneam mai devreme, trebuie să ținem cont de situația epidemiologică, iar aici competența de reglementare este provincială. În ceea ce privește Quebecul, știm foarte bine că Montreal se află în zona roșie. Ei bine, chiar și în această situație, scrutinul va putea fi organizat. Am primit precizări din partea guvernului Quebecua. O veste foarte bună, de altfel. Da, în care se precizează că alegerile pot fi organizate în Montreal cu respectarea acelor măsuri de prevenție, de precauție pentru limitarea răspândirii virusului. Cu alte cuvinte, în traducere, vom putea organiza secția de votare și la Consulatul General de la Montreal. Mai mult decât atât, dacă depășim puțin cadrul provinciei Quebec, vom putea organiza în acest moment alegeri și în Noul Brunswick, la Dieppe, pentru că regiunea a ieșit din nivelul de alertă portocaliu, este în nivelul de alertă de culoare galbenă, este posibil organizarea alegerilor într-un centru comunitar închiriat. Să sperăm că lucrurile rămân așa, pentru că în acest moment le putem organiza pe toate. Iată că se pare că sunt șanse să putem vota. Invităm pe această cale pe ascultătorii noștri și pe toți românii care cu drept de vot de aici să își exercite acest drept. Absolut. Domnule ambasador, îmi permis să vă numesc așa, pentru că nu știu cum aș putea să fac o încheiere de genul domnule viitor ambasador, n-ar suna prea elegant. Da, în continuare sunt însărcinat cu afaceri, asta este denumirea oficială a titulatora oficială a funcției pe care o ocup. Da, într-un timp oarecare ambasador, deci cum doriți dumneavoastră, așa mă puteți numi. Da, vă mulțumim pentru timpul dumneavoastră și pentru toate informațiile pe care ne le-ați dat. Știu că sunteți foarte ocupat. Vă mulțumim încă o dată. Este foarte important să știe toată lumea. Informația se găsește și pe site-ul nostru, însă este profit de prilej pentru a spune două cuvinte despre acest lucru.
Potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central din 15 octombrie, cetățenii români care au documente expirate după data de 1 martie pot vota. Acest lucru este extrem de important. Deci, un cetățean român care are pașaport românesc expirat după 1 martie se poate prezenta la secția de votare fără probleme, va putea vota. Da, iată un motiv în plus pentru a ne putea exercita dreptul de vot în număr cât mai mare. Mulțumim încă o dată pentru timpul pe care l-ați petrecut cu noi și vă dorim mult succes, multă sănătate, putere de muncă și să ne revedem cât mai curând. Sănătoși și bucuroși! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost o reală plăcere să mă aflu din nou în discuție cu dumneavoastră. Vă transmit de asemenea toate urările de bine pentru succesul postului dumneavoastră, toate urările de sănătate dumneavoastră personal și, într-adevăr, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Care-i legea, jafuri legale.